Fostul polițist a intrat în perioada de carantină de 21 de zile obligatorie pentru toți deținuții nou intrați în instituție. El a fost deja investigat medical, i s-au adus la cunoștință obligațiile și drepturile din perioada de detenție, adică ce are voie și ce nu are voie să facă, urmând ca după cele 21 de zile să fie transferat pe una dintre secțiile de deținere. În perioada executării pedepsei, arestații preventiv au dreptul de a primi 4 vizite de la familie, de asemenea beneficiază de toate celelalte drepturi prevăzute de legea 275/2006 privind executarea pedepselor privative de libertate, cum ar fi dreptul la informație, dreptul la petiționare și corespondență care sunt neîngrădite, dreptul la echipament și cazarmament, alimentație zilnică, asistență medicală, dreptul de a efectua convorbiri telefonice, de a face cumpărături și de a participa la activitățile educative. În tot acest timp, procesul se va derula la tribunalul din Argeș, în Speță, cel în care este acuzat de omor calificat și profanare de morminte. Tot în penitenciar, Cioac așteaptă și decizia comisiei care va stabili la cine rămâne copilul lui, Patrick, în vârstă de 8 ani, la sora lui sau la mama Elodiei. Prima vizită la penitenciar a fost făcută de avocata, care susține că Cioacă este nevinovat. De acum o să aveți parte de noi, ne vedem mâine la tribunalul Argeș. Avem termen pe verificarea legalității. Așteptăm și noi acest moment în care să putem face discuții pe probe. Mâine Cristian Cioacă va fi prezent la tribunalul din Argeș, unde va contesta legalitatea stării de arest preventiv și va cere magistraților să fie cercetat în stare de libertate.